Dragii noștri prieteni, în primul rând, privilegiu mare pentru noi să fim aleși în seara asta să vă cântăm într-o acțiune așa frumoasă. Alt privilegiu pentru noi este să avem atât de mulți prieteni la Londra. Și îmi doresc ca în seara asta, împreună cu Jericho și cu organizatorii, să facem o petrecere românească, cu muzică românească, frumoasă, la Crystal of London. Petrecere în care nu numai noi cântăm, ne dorim ca și voi să cântați împreună cu noi. Mă bucur că suntem tare aproape de voi. Apropierea asta înseamnă că noi nu vă mințim pe voi cu cântatul, adică excludem playback, iar voi, cu siguranță că nu o să ne mințiți pe voi, pe noi cu aplauzele și cu cântatul vostru. Și pentru început, pentru că e perioada sărbătorilor, hai să ne ducem aminte de cântecele de dragoste scrise în România de-a lungul anilor, pentru că vreau să vă spun că în România s-au compus cântece de dragoste teribil de frumoase. Lumea spune și despre noi că noi compunem balade frumoase de dragoste, dar înainte de a le compune noi pe ale noastre, s-au scris de-a lungul timpului cântece foarte frumoase. Așa că vom aduce un tribut, pentru început, cântecului românesc. Spune-mi de ce clipele dor numai când seara vine. Știu ce ascund de mine ochii tăi. Spune-mi de ce nimic nu mai e. Și mi-e foarte dor. Mi-e dar